Boicot liberal la ședința de plen programată azi dimineață, în care trebuia să se întemeieze noul Consiliu Județean Sălaj. Liberalii au lipsit în masă de la constituirea Consiliului și nici măcar unul din membrii UNIPR nu s-a prezentat. În conformitate cu prevederile legii, nu a fost cvorum. În absența celor 10 consilieri județeni aleși pe listele PNL și a celor 2 de la UNEPR, constituirea Consiliului Județean Sălaj a fost amânată pentru duminică. Consilierii PNL și UNEPR au protestat prin neparticipare la ședința de constituire a Consiliului Județean. Prefectul de Sălaj, Marin Nițu, a convocat o nouă ședință peste 3 zile. Domnilor și doamnelor, am așteptat sfertul academic. Nu a mai venit nimeni, deci nu putem să avem forumul prevăzut de lege. În cazul în care nu se poate asigura prezența a cel puțin 2/3 din numărul consilierilor aleși, se organizează o nouă ședință de constituire în aceleași condiții peste 3 zile. Dacă nici în această dată nu se prezintă cel puțin 2/3 din numărul consilierilor aleși, de către primul județean, se face o nouă convocare peste alte 3 zile în aceeași condiții. Plenul se va relua peste 3 zile, duminică, la ora 9, pentru încă o încercare de validare a noilor consilieri. Consiliul Județean Sălaj este format din 31 de consilieri, iar pentru constituire este necesară prezența a 2/3 din aceștia, respectiv a 21 de consilieri.